Już spałeś tam, tak? Było fajnie? Z Simbą spałeś, prawda? Z twoim kolegą. Znaczy nie trebuie să pună asta la loc. Mama, mama, mama. Noroc, așa, ai dat noroc cu mami, acum mănâncă, hai! Salutare, bine ați venit la un nou vlog. În vlogul de astăzi o să vorbim despre starea mea sufletească, mentală, pentru că în ultimul timp cred că am, de fapt sunt sigur că am ceva probleme cu stresul, pentru că în ultimele două săptămâni am avut de două ori atac de panică, ceea ce eu nu am avut niciodată în viața mea așa ceva, nu știam despre ce e vorba, nu știam nici măcar cum se manifestă. Și odată am avut în public, ceea ce nu a fost deloc plăcut. Încerc să trec peste, probabil nașterea lui Enzo a fost stresantă pentru mine. Acum probabil a doua naștere a Victoriei e mai stresantă. Probabil asta a fost cauza alergiei, stresul. Din cauza asta am avut de multe ori, probabil ați văzut în vlogurile anterioare, în ce hal poate deveni pielea. Da, Victoria mi-a comandat de pe internet câteva pastile antistres care să ajute să mă relaxez. Sper să nu conțină cannabis, da, șefa? Nu, ashwagandha. Ce? Ashwagandha. Ashwagandha, tot un fel de, nu? Mm. Nu? It's a root. Ah, dar nu nimic, ok. I know you are not the optimist about this, so I don't okay. want to say mă gândeam că o comandă ceva cu cannabis. Probabil și faptul că părinții mei au divorțat când eu eram foarte mic, când aveam 4 ani. Legea atunci a decis ca eu să rămân cu tata, care era un pic alcoolist. Sora mea a mers cu maică, mi-au fost mult mai bine pentru ea, pentru anii ăia, 1996. Dar am rămas un pic marcat, am rămas un pic traumatizat pentru că, vă dați seama, tata nu a reușit să aibă grijă de mine așa cum mi-am dorit. Uneori m-a abandonat pe la bunici. O mare parte din timp am crescut la bunici de pe partea tatălui, am crescut și la bunici de pe partea mamei, o mare perioadă. Da, și probabil chestia asta, am crescut așa fixat că o să-mi creez o familie și o să am grijă de ea și o să am grijă și să nu se întâmple aceleași neplăceri. Înainte să încep proiectul, era foarte ușor în mintea mea, pe măsură ce am întâlnit pe Victoria, am început proiectul ăsta, familia. Nu e mai greu, e foarte ușor, nu mi se pare greu să ai o familie, doar că e foarte stresant, mai ales când te stresezi singur, când îți faci
tot felul de griji și eu sunt genul ăsta de persoană care îmi place să mă stresez pentru orice. Dar o să trecem peste chestiile astea. Mai sunt chestii care mă stresează, cum ar fi faptul că muncesc în schimburi. Schimbul de dimineață îmi place foarte mult, când termin la ora 3, când ajung acasă, am timp să le iau pe Enzo de la grădiniță, am timp să exersez un pic de română cu el, am timp să mă joc cu el, după care am timp să petrec seara cu Victoria. E foarte frumos. Dar când lucrez în schimbul 2, atunci am o piatră pe inimă. Faptul că nu îl... Vă dați seama, ei petrec seara acasă singuri, când ajung eu la ora 11 acasă, ei cele mai multe ori dorm. Victoria de multe ori mă așteaptă, dar îmi lipsește și Enzo, să știu că lipsesc și eu la rândul meu. În afară de asta, uitați, săptămâna asta am văzut o știre, aici în Belgia s-a întâmplat, la o creșă, undeva, ceva genul cum merge Enzo. O să vă las aici o poză cu articolul, o femeie din Italia a venit cu copilul de 6 luni aici, l-a scris la o creșă, ceva cum merge și Enzo. Și acolo l-au scăpat în cap aia de acolo. Ați putea spune că da, se întâmplă chestii de astea odată la, nu știu. Ideea e că și aici unde merge Enzo e o fată din Bulgaria care are grijă de copii, nu am nimic de reproșat, doar că are și ea doi copii, o fată de vreo 10 ani și un băiat de vreo, la fel, 8-9 ani. Sunt foarte educați, foarte faini, dar se mai joacă cu copiii care la fel, între 3-4 luni și 2 ani jumate. Și odată, eu personal, când am mers să-l iau pe Enzo de acolo, se juca cu un copil și l-a scăpat, cum a venit ăla, o căzut pe burtă, cum a venit că îl învârtea un pic. Și am văzut chestia asta, n-am zis nimic, dar a venit de vreo 2-3 ori lovit. Și ne-am gândit, odată o lăsat mesaj Victoria și o întrebat dacă s-a lovit Enzo la cap, pentru că a venit acasă cu o mică chestie, dar pentru un copil contează. Și a zis atunci, la momentul ăla, în urmă cu câteva luni, a zis că probabil a dormit și a dormit pe ceva tare și știți cum e capul, dacă dormi ceva tare, rămâne un semn acolo. Și nu am vrut să ne certăm pentru ceva care nu puteam oricum să dovedim, ci nu. Dar acum când am văzut știrea asta, o murit, era vorba despre o fetiță, parcă, s-a făcut pielea de găină. Da. Astăzi o să mergem, o să mergem să mâncăm o pizza. Mergem să mâncăm o pizza? Da, capriciosa. Okay. Capriciosa. Uite, Victoria. mergem să mâncăm o pizza pentru că Victoria vrea o pizza capriciosa. Are capricii, ai capricii. Ok. Și după aia... Nu e cu capra. O să mergem după aia să facem ceva cumpărături. Și cam asta e, pentru că vrem să ne relaxăm un pic mai mult. Civil rights, you demand that I eternize your name, walk ahead. Tin, tu ești frumoasă? Enzo, zi-a eu am comandat o pizza specialitatea acasă și Enzo, Victoria o să mănânci Milano, dar o să mai dureze la ei. E fierbinte, tati. Și am comandat și câte două Fanta, dar îi ținem pe masa aia altă pentru că Enzo nu are stare și ăștia nu au scaun de la pentru copii aici. Victoria nu mai așteaptă după pizza ei, o să mănânce cu mine și cealaltul o să o luăm acasă. Ia uite mă, Enzo a făcut scandal, Victoria mănâncă acolo, dar a făcut scandal până când l-a lansat pe jos. Și nici nu au scaun pentru copiii ăștia să-l pui, poate spargi geamul, tati. Încă un lucru care pe noi ne afectează foarte mult e vremea de aici,
care în ultimile luni e cam așa și voi ați putea spune că e normal. Și e adevărat că e normal, e iarnă, dar pentru că aici zăpadă nu a fost decât o dată, o zi jumate, practic nu simți iarnă, simți doar așa o vreme ploioasă, începând cu octombrie până la sfârșitul martie. Sper că în curând să vină zile mai însorite, pentru că e deprimantă vremea asta. Nu știu cum sunteți voi, dar mie iarna nu prea îmi place, mai ales când nu este zăpadă. Dacă e cu zăpadă, așa atunci când e cu zăpadă prea mult, deja atunci. Mie îmi plac zile însorite și probabil chestia asta afectează, ne afectează mental. Abia așteptăm să vină zile cu soare, care să mergem prin parc, mai ales că acum Enzo merge. Vara trecută nu mergea, probabil o să fie distractiv cu el acum. Cam ăsta e vlogul pe ziua de astăzi. Scrieți și voi în comentarii dacă ați trecut prin perioade de astea depresii, să spunem, dar cu foarte mult stres. Nu consider că sunt în depresii, sunt în starea de a nega. Nu cred că sunt în depresii, dar sunt așa într-o formă continuu de stres din care sper să ies cât de curând. Cam asta e, rămâneți cu bine și aveți grijă de corpurile voastre.